de dimineață. Ne ajută să scapi de greață și crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! Vineri, ultima zi de muncă din săptămâna aceasta pentru lumea normală. O zi în care așteptăm să vedem dacă se mai liniștesc lucrurile în privința pandemiei și sunt șanse puține. Sunt noi măsuri și noi măsuri anunțate de cei care ne conduc. Unele dintre ele par a avea ceva legătură cu realitatea, altele ori se iau prea târziu, ori se iau doar așa ca să putem spune că au fost luate. Dacă e adevărat ce se spune despre varianta Delta, care are o rată de multiplicare atât de mare, atunci e cam târziu să intervii cu măsuri la 3 la mie, când deja lucrurile sunt duse prea departe. Vom trăi și vom vedea. Până atunci ne întoarcem în zona în care trăim, adică Piatra Neamț. Și astăzi, în ziua primăriei, cum se spune, deși în săptămâna asta am avut mai multe emisiuni legate de municipiul Piatra Neamț, ca de obicei. Deci astăzi suntem împreună cu cei doi viceprimari, de data aceasta viceprimar de drept și de fapt, pentru că nu ne-am mai întâlnit cu ei din perioada în care erau cu probleme de suspendare și imediat după. Deci, Marius Sirimia, Alin Lehăduș, în studio. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața! Bună dimineața! Oameni buni, acum sunteți așa cu morga aceea de oameni cu funcție, care au și responsabilități. Unul dintre domniile voastre a început să albească în mod vizibil. Așa. Deci, aș vrea să discutăm despre Piatra Neamț și spuneam ieri la finalul emisiunii că astăzi vreau să discut despre lucrurile bune. Și că sunt și lucruri bune. Da, că spuneam atunci, sper să nu fie emisiunea scurtă. Deci, cine dintre domniile voastre dorește să înceapă să discute despre lucrurile bune din zona de, din area de competențe, ca să zic așa, oferite prin ordin de primar? Păi, aș putea începe prin a menționa și a aprecia încă o dată activitatea colegilor de la Direcția de Asistentă Socială, care prin proiectul demarat scris de ei a avut loc săptămâna asta o conferință de presă și, așa cum știm, la centrala termică de pe strada Progresului. Acolo va fi o creșă care vor beneficia copiii, da? 76 de copii vor beneficia de condiții normale și de vor avea tot ce... Este clar că Piatra Neamț are nevoie de asemenea așezăminte. Crește pentru că e nevoie, e înghesuială, se fac liste de așteptare. Tot ce ne dorim pentru copiii noștri, vreau să spun, la modul că simt permanent această presiune pe umerii mei, văzând cât de importantă este educația timpurie și în a ști să aducem... Îmi dau seama că știți foarte bine cât de importantă este educația timpurie. Înainte de emisiune îmi spunea domnul viceprimar că a avut, să spun așa, o noapte mai agitată din cauza bolilor copilăriei la copii. Da. Haideți să vedem. Deci asta este un program, da? care va rezolva parțial o problemă în zona Mărăței, nu? Bineînțeles. Important este că salubrizează un spațiu insalubru. Adică a fost... centrală termică dezafectată, care acum practic devenise un adăpost așa și arăta groasnic. Și uitându-mă pe randări și discutând cu
colegii. Ne-am asumat că la începerea anului școlar, nu anul viitor, acolo cei 76 de copii vor beneficia, cum v-am zis, de servicii performante și normale. Deci asta este un obiectiv al nostru, a identifica elemente din patrimoniu ce pot fi modernizate și aduce performanță și să aducem exemple de bune practici reale și concrete. Bun, la nivelul acesta al creșelor, ce mai se pregătește? Păi mai sunt demarate încă 5 astfel de proiecte, dar trebuie menționat că o parte vor fi finanțate din banii celor de la Compania Națională de Investiții și o parte de la bugetul local. Pas cu pas, inventariind și văzând exact nevoia, putem, prin identificare și prin implementare, aducem performanță. Și asta, practic, arată că este o măsură reală și concretă, nu doar programe sau proiecte spuse, ci și realizate. Revenim la DAS, să trecem un pic și la domnul Irmiaz Demn și dânsul cu ce vine lucru bun. Da, să zicem. Eu încep să-mi revin, beau cafea, încep să-mi revin și încep chiar și să pun întrebări. Chiar aseară au sosit în Piatra Neamț tinerii arhitecți care ne ajută la schimbarea fețe unor zone din oraș. Începem cu fosta grădină zoo, care, așa cum bine știți, s-a închis. Urmează, a fost un, să zic, un concurs de proiecte. Acum au venit arhitecții, au venit la fața locului. Astăzi, începem cu ora 10, începem plimbarea prin oraș, începem cu grădina zoo, apoi urcăm sus pe cos la punta de la Strand, malurile lacului Reconstrucția. Din păcate, ei pot să stea doar până duminică, dar ne-au promis și am rugat foarte serios să revină. Au zis așa că la prima vedere orașul este extraordinar de frumos și vreau să spun și să întăresc chestia asta, pentru că noi, mai ales noi din administrație, în ultima vreme vedem doar lucrurile urâte din oraș, pentru că le știm și întotdeauna ne sar în față, dar ei ne-au spus că avem un oraș foarte frumos și tind să-i cred pe ei. Este loc de mult mai bine și împreună cu ei vom face o mică parte din acest bine și încet, încet, în timpul celor 3 ani, vom mai înfrumuseța unele locuri care au nevoie de înfrumusețare. Bun, deci domnii aceștia care au venit sunt studenți și... O parte sunt studenți, o parte sunt masteranțe, sunt și 3 cadre universitare care vor lucra la unele proiecte împreună cu noi. Noi, să zicem, noi așa avem, domnul primar are viziunea și noi ajutăm la viziune, dar ei vin cu cunoștințele și cu imaginația. Le-am spus de aseară le-am spus că imaginația este limita, să dea frâu imaginației, să facă ce cred ei, pentru că eu am toată baza în ei, că ei au acest talent de a schimba fața orașului. Bine, acum să vedem în ce măsură imaginația fără limite se regăsește și în bugetul orașului. Să știți că imaginația cântărește foarte mult, pentru că se pot face lucruri extraordinar de frumoase cu bani nu foarte mulți. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Dar după cum știm, plecăm deja de la 5 teme propuse. Așa, da. Care urmează, nu, practic, a fi evaluate, implementate. Apoi, bineînțeles că arhitecții, dând curs imaginației, pot dezvolta sub anumite forme. Știți, dumneavoastră spuneați că se poate face cu bani puțin, se pot face cu bani puțin lucruri foarte frumoase. Noi la Piatra Neamț ne-am obișnuit invers. Să facem cu bani mulți lucruri proaste. Lucruri proaste, dar lucrurile se schimbă. Deci, că asta e situația. Da. Dacă faci cu bani puțin, e o problemă. Nu mai ajung banii la destinația finală. Dacă faci cu bani mai mulți, se mai schimbă lucrurile. N-aș vrea să cred că albesc în administrație și să nu scăpăm de vechile
Eu am venit alb în administrație. Bun, acum știți cum, mă provocați. E un an de zile de când ați început treaba, dumneavoastră ați lucrat mult mai puțin, de un an de zile, grație acelei suspendări de drept a mandatului. Apropo, v-ați gândit să vă îndreptați așa pentru împotriva celor care v-au suspendat? Măcar să vă recuperați niște bani. Răspunsul este da. Nu vreau să mă ascund în spatele. Răspunsul da, este. Ne vom îndrepta. Deja am luat, să zic eu, legătura cu avocații și urmează să vedem la ce soluție, care este soluția pe care să o aplicăm și împotriva cui să ne îndreptăm. Vom merge la pachet împreună. Deci, la pachet. La pachet am fost suspendați. Domnul Bănănescu, este important să evidențiem principiile de drept și mai mult decât atât, este la fel de important să știm cum acționăm în a aduce responsabilitate. De asta consider că o astfel de acțiune este firească și normală pentru a arăta că nu este de ajuns să arunci cu piatra sau să aplici, nu știu, formula asta, divide et impera, că practic eu cred că erau conștienți de la momentul de când au inițiat acele forme de atac și asta au încercat permanent să destabilizeze, să creeze în administrație un blocaj, iar acum în a nu te îndrepta împotriva lor și în a nu arăta, ar arăta cumva, din punctul meu, o slăbiciune. Mai mult decât atât, cred că partea delicată este aceasta pecuniară, nu? Să vă recuperați niște bani, am mai văzut scris. Dar nu. Deci asta este implicit într-o asemenea acțiune. Dar, într-adevăr, partea cea mai importantă este, domnule, hai să punem un pic regulile, să se respecte regulile. Acum, depinde, acțiunile astea de genul respectiv sunt îndelungate, sunt greu de dus, trebuie să le poți duce înainte, dar având în vedere că ați câștigat în instanță și nu s-a mai făcut recurs, practic întrebă ceva șanse. Dar ceea ce este o știre, ca să spunem așa, în emisiunea aceasta. Ia cât ați vrut să scoateți o știre. am scos-o. Bun. Acum, sunt lucruri care se întâmplă în oraș, lucruri bune, mai puțin bune. De exemplu, azi dimineață am venit dinspre zona Bicaz și am văzut că aseară s-a terminat asfaltarea pe două benzi la lucrarea aceea. Reacția firească a tuturor celor care trec pe acolo este așa. Și că, băi, domnule, se poate. Se poate și se va mai putea și mai bine. Pentru că am demonstrat prin asfaltarea porțiunii dintre sensul giratoriu de la Carrefour și până la intersecția cu Petru Movilă că Publiservul este în stare să facă o lucrare, zic eu, foarte bună și care va și dura în timp. Plecăm de la problemele, să zic eu, și de la... Totul pleacă de la comanda care pleacă din primărie și de la modul de verificare, să zic eu, a lucrărilor. Iar acest lucru se întâmplă și, să zic eu, cu ajutorul domnului Vlad Muscalu, care este de meserie constructor și care știe, într-adevăr, să verifice anumite lucruri pe care eu, sincer să vă spun, recunosc, n-aș fi văzut lucrurile pe care le vede el. Am înțeles. Acum eu, apropo de domnul Vlad Muscalu, eu nu-i necompetențele. Mă bucur foarte mult că se implică. Atâta doar vreau să-l rog să se implice constant. Adică să nu stăm o lună de zile fără să fac, sau trei săptămâni fără să fac nimic acolo, în așteptarea unui manager sau altui manager. Domnul, că dacă se implica mai devreme în același mod, acum circulam, puteam lucra și în altă parte, din câte văd eu.
Domnul da. Bălănescu, concret am ajuns să folosim două benzi pe centura orașului. Practic, până acum puteam folosi doar una și acum am ajuns să folosim două benzi. Într-adevăr, practic, am reușit pentru să facem... Pentru noi este un mare lucru. Pentru pietreni este un mare lucru. Pentru da. Că până acum acolo îți rupeai mașina. Iar pe o bandă staționau tirurile, pentru că era impracticabil. Dacă ați văzut, dumneavoastră circulați, să zic eu, destul de mult pe da. Variantă și ați putut observa că nu mai sunt mașini parcate pe o parte și pe alta, pe prima bandă, cum ar veni de pe sens. Pentru că poliția locală face patrule din oră în oră și îi avertizează, le dă avertismente celor care parchează mașina, pentru că deja s-a creat, să zic eu, o obișnuință de a-ți lăsa mașina parcată. În ultima vreme nu când se mai banda întâmplă. Nu este utilizată, normal că comportamentul deci, omului este și de rima. Când banda nu e utilizată, găsim mașina bine parcată. Da, păi, așa este. Dar ce este important, într-adevăr, în momentul în care lansezi o comandă către PubliServe, să ai în clar anumite criterii și să știi cum se va executa lucrarea. Că de aici vorbim, practic, că în momentul în care te-ai decis că vrei să faci un proiect, indiferent că e loc de joacă, că e, nu știu, asfaltare, că e creșă, da? Trebuie să știi de la început să ai toate elementele pe masă și să știi să le analizezi în așa fel încât poți să urmărești până la final implementarea. Și atunci, da, ajungi să vezi că ele pot fi bine făcute. Da, deci așa este problema. Problema, asta a spus, se implică dacă lucrurile astea s-ar ține din scurt. Deci, în mod normal, cred că la 1 septembrie lucrarea era gata și lucrurile erau rezolvate. Acum, nu pot, mă întreabă lumea, ce se întâmplă pe fermelor? Sunteți viceprimar, cred că nu răspundeți direct de lucrarea respectivă. Deci, dar ce se întâmplă pe fermelor? Pentru că, într-adevăr, lucrarea pe fermelor e destul de deranjantă, dar și importantă. Este foarte importantă. Și nu cred că puteți să o lăsați cu circulație. Din păcate așa este. Circulația va fi închisă total pe porțiunea de pe strada fermelor dintre Socar și intersecția cu Schitului, pentru că se lucrează la schimbarea canalizării pluviale, care este la 6 metri adâncime, schimbarea canalizării și a rețelei de apă de către cei de la PubliServe, apoi se va compacta terenul și se va turna stratul de asfalt. Lucrarea cea mai importantă și cea mai greoaie este aceea de schimbarea conductelor de canalizare pluvială, pentru că ele sunt undeva la 6 metri adâncime. Se pot săpa primii 4 metri, se pot săpa, să zic eu, mecanizat, dar apoi restul până la 6 metri, din păcate, se vor săpa manual. Ceea ce va dura, datorită faptului că se sapă la 6 metri, pentru siguranța celor care sapă acolo, s-a luat hotărârea de a nu se circula, pentru că la orice vibrație, vă dați seama, se poate întâmpla un accident de muncă, se poate dărâma un val. Oricum este periculos, este periculos și fără circulație. Și din această cauză durează, așa cum s-a vehiculat prin presă, că durează 45 de zile, exact din cauza asta că se schimbă și totul. Și mai avem și necunoscuta asta, pentru că nu știm și nu avem de unde să știm peste ce dăm în pământ când ne apucăm de săpa la 6 metri. Dar va fi o lucrare care, din punctul meu de vedere, normal, așa ar fi trebuit să fie toate lucrările acolo unde este nevoie. Cred că marea majoritate a orașului într-un cer va trebui schimbată pluviala și este normal să dureze. Eu știu pentru disconfortul care se creează, știu că nu este cea mai bună semnalizare din lume făcută acolo, dar venim cu promisiunea că le vom, să zic eu, le vom corecta imediat. Adică s-a vorbit cu constructorul, deja s-a vorbit și pentru că vorbim despre nu neapărat despre pietreni, cât și despre oamenii care vin din alte orașe. Din alte orașe și n-au de unde, da. Poate chiar și din alte țări și trebuie să vină ăla din
Turcia să ajungă în Republica Moldova sau în Ucraina și trebuie să treacă prin Piatra Neamț sau nu știu, trebuie să ajungă la Bicaz sau pe Valea Muntru. Și el nu are de unde să știe. Sau la legătura și cu Google Maps-ul și cu Waze-ul. Deja apare pe Waze și pe Google Maps. Am verificat pe Waze deja. Da, dar datorită faptului că cei care folosesc Waze-ul au mai mers, să zic eu, ieri și azi pe acel tronson, Waze-ul se actualizează automat și mai durează puțin până va fi într-adevăr blocat. Acum. De fapt și de drept vorbim de acțiuni reale și concrete în a comunica. Că e clar, nevoia există. Trebuia să intervenim. Lucrarea trebuie făcută. Dar faptul cum comunici. Și într-adevăr, așa cum a zis și colegul meu, ieri deplasându-mă la fața locului, și într-adevăr, citind știrea și mai mult decât atât, primind și un val de telefoane. Vizionând-o mai mult. Vizionând știrea. Am citit, bănuiesc că am dat și imagine, și imagine, da. Ok. Deplasându-mă la fața locului, m-am bucurat pe de-o parte să știu că s-a vrut, dar nu a avut impact. Adică, și mai mult decât atât, ai un panou care îți semnalizează imediat, dar caracterul nu ăsta era cel pe care îl urmăream. Și atunci ne-am întâlnit într-un nucleu de comunicare, am stabilit noi măsuri în a reuși să aducem la nivel de comunitate informația, pe indiferent de canal, încât să nu mai punem oameni în situația faptului împlinit de a ajunge și a crea un îmbuteiaj. Pentru că polițistul era depășit de situația atât timp cât pe acel tronson se crea un număr consistent de mașini care erau puși în situația faptului împlinit de a face diverse manevre de întoarcere. Într-adevăr, se lucrează sau se vor face noi indicatoare, vom semnaliza de la intrările din oraș, inclusiv în localitățile adiacente. Am vorbit chiar și cu, în afara serviciului de comunicare, am vorbit inclusiv cu cei de la firma PubliServe care le vor monta, practic vor lucra. Înțeleg că chiar și sâmbătă pentru unele panouri să le monteze, deci cumva am fost asigurat de asta. Am luat măsuri în concret și cu poliția pentru a face mai multe acțiuni de prevenție și de a comunica, cum v-am spus, de a preveni. Și consider că învățând din ceea ce nu ne-a ieșit, probabil că la nivelul Comisiei Rutiere s-a discutat de indicatoare, de semnalizare, Știți, când te confrunți atunci, pe moment, poți să identifici obiectiv dacă au fost și greșeli și să vii cu un set de măsuri care să îmbunătățească, de fapt și de drept, această comunicare. Da, o să rog pe domnul Irimia. Am văzut că acțiunea aceea de cosit tundere iarbă în oraș a fost cu, să spun așa, ca într-un grafic, ca într-un electrocardiogram, știți? N-a fost ce ne-am fi dorit. Așa. Bun. Care este gândirea pentru spațiile verzi pentru următoarea perioadă? Mi-ați spus de arhitect, vin, dau niște idei. Bănuiesc, nu pot da idei pentru toate spațiile verzi din oraș. Nu. Deci, care este gândirea primăriei pentru perioada următoare? Pregătim un proiect de hotărâre de Consiliu Local ce constă în revitalizarea spațiilor verzi. Este un proiect, zic eu, destul de îndrăsneț, prin care primăria își asumă să înceapă revitalizarea de la zero, refacerea spațiilor verzi, împreună cu un expert peisagist. Expert peisagist al primăriei? Îți angajat sau faceți un contract? Nu, un expert peisagist cu un contract. Dorim să găsim cea mai competentă persoană, zic eu, care să ne ajute să dăm valoare și frumusețe spațiilor verzi, acelor grădini urbane de bloc, în primul rând, pentru că acolo este cea mai mare problemă și a fost dintotdeauna o problemă cu cositul spațiilor verzi. Ne dorim să facem o colaborare cu asociațiile de proprietari. Primăria vine, reface, revitalizează, plantează anumite specii de arbori, arbuși și plante perene în urma proiectului pe care îl face specialistul sau firma specialistă de peisagistică, iar
Asociația de Proprietari să-și asume că va menține acele spații verzi, dar nu pe degeaba. Dorim să introducem termenul de voucher, să le oferim niște bani, să le oferim și utilaje, adică o cositoare, un furtun, mănuși, foarfece de tăiat și încercăm să zicem noi așa, dacă vă aduceți aminte... Responsabilizare. Să responsabilizăm. Cu siguranță nu toate asociațiile de proprietari, pentru că sunt 317 asociații de proprietari care unele au, să zicem, nu știu, 1500 de apartamente, 1300 de apartamente, iar unele care au 16 da. Sau 20 sau 30. De obicei ei se gospodăresc. Pentru că au o suprafață mult mai mică. De obicei ei se gospodăresc. Da, ei se gospodăresc. Mă scuzați că am uitat să dau, nu știu ce se întâmplă cu telefonul, că știam că ocazia asta îl dau și eu. Și la început mizăm să ne alăturăm sau să ne se alăture o parte din asociațiile de proprietari, iar încet, încet, când oamenii vor vedea că într-adevăr că se schimbă fața orașului prin revitalizarea spațiilor verzi, încet, încet, dacă unii dintre președinții de asociație nu vor accepta, cu timpul vor vedea că într-adevăr facem lucruri frumoase și ni se vor alătura acestui proiect. Sunt și câteva condiții. Acest, în primul și primul rând, este eliminarea gardurilor de fier care între trotuar și spațiu verde, care, din punctul meu de vedere, am întrebat foarte multă lume, foarte mulți prieteni și se întreb de utilitatea lor. Mulți au dat din umeri că nu văd utilitatea. Era o utilitate, dumneavoastră nu aveți de unde să știți, era o utilitate, era o persoană care de obicei stătea când la primărie, când la public service, care spunea, n-aveți o comandă și pentru mine. Asta nu este o utilitate pentru pietreni. Dar era o utilitate pentru pietreni până la urmă. Se așa? Consuma, se cumpăra fier, se punea niște beton, se mai dădea niște vopsea. Adică, Am înțeles, nu era o utilitate, din punctul meu de vedere. O altă condiție este ca blocul să nu fie într-un program de reabilitare în următorii 4 ani de zile. Și astea sunt principalele. Și bineînțeles, asumarea președintelui de asociație că va duce la îndeplinire contractul care se va încheia între primărie și asociația de proprietari. Doamna Mirela Pintilie, până nu se construiesc blocuri sau alte construcții, începeți revitalizarea orașului. Într-un fel... Păi, revitalizarea orașului vom începe cu revitalizarea spațiilor verzi. Domnul Alin, aveți... ca să spun așa, misiunea ingrată de a fi viceprimarul responsabil cu ceea ce se cheamă patrimoniul la Piatra Neamț. Sincer, dacă eu aș fi fost în locul dumneavoastră și puteam negocia, n-aș fi luat patrimoniu. Dar cred că nici domnul Ieremia nu l-ar fi vrut cu mare plăcere. Ce se mai întâmplă în zona asta a patrimoniului pe care eu recunosc că mesagerul a urmărit-o și a criticat-o de câteva ori. Păi, așa, după cum bine știți, acum la Direcția de Patrimoniu avem un director nou. M-am stabilit în clar un plan de acțiune pe care îmi doresc să îl duc la îndeplinire. Punctual, să zic așa, și în fața colegilor mi-am asumat că voi avea într-un scurt timp efectiv un inventar, pentru că dimensiunea o știți foarte bine, criteriile la fel, dar mai mult decât atât trebuie să vedem cauză și efect. Da? Deci având un director și uitându-mă efectiv, nu pe legislație, adică e clar cum ordonanța, cel puțin mă uitam 57, ordonanța de urgență care vine și ne trasează exact prin normele ei criteriile de inventariere, ne-am apucat practic să luăm pas cu pas fiecare element și să putem să vedem cum a fost inventariat și ce s-a întâmplat în toți acești ani din spate. Da? Eu aș zice pentru că vă uitați cum nu a fost inventariat. Sau a fost inventariat pe bucăți în funcție de niște interese. Pentru că dacă stau și mă gândesc că nu aveați întabulate clădiri care au fost inaugurate cu fast
și care funcționează de nu știu cât timp, sincer, acolo lucrurile astea mie îmi puta penal. Lucruri grave care s-au întâmplat, dar asta vă zic că odată ce reușim și slavă Domnului că acum ne permite digitalizarea, da, și tot ce înseamnă aceste softuri, putem să treluăm practic din acele registre vechi și să transcriem în așa fel încât să ne uităm în fiecare detaliu și în fiecare element. Iar mai în spate, nu, în momentul în care ai un inventar, poți să ai un dosar complet al acelui imobil, al acelui bun, în care urmărești într-adevăr dacă el este intabulat, dacă are sarcini sau nu, cum a fost sau ce a existat. Pentru că, într-adevăr, este o misiune grea, dar trebuie făcută și cu simț de răspundere, nu doar pe hârtie. Că s-au mai făcut lucruri pe așa. Mi-aduc aminte de importantul, cum se chema, Pugul lui Gavrilescu. Așa se cheamă în folclor. Da, Pugul lui Gavrilescu. Care a fost finalizat în anul 2018 și care acum se fac modificări majore și la regulament și la partea de reglementare. De ce? Pentru că a fost făcut foarte bine, în ghilimele. Deci, asta este marea problemă. A fost făcut de o firmă, de către o colaborare cu o universitate care nu prea a venit în teren și nu a văzut exact ce se întâmplă cu adevărat și care sunt reglementările care urmează să se pună în acel plan urbanistic general. Dar vom îndrepta și acest lucru, se lucrează, avem norocul că a venit, că avem un, de ceva vreme avem, să zic eu, arhitect șef și îl avem pe domnul Andrei Ciubotaru, care este un om foarte implicat și foarte devotat și pasionat de ceea ce face și are misiunea grea de a aduce, de a face acele modificări și de acele reglementări pe care vă vorbeam mai devreme. Dar le vom îndrepta. Dacă țineți minte, a fost la un moment dat un scandal cu un album care se chema Eterna și Fascinanta Românie. Eternul și fascinantul municipiu Piatra Neamț, județ Neamț chiar putem spune, este unul plin de surprize. Deci în 2018 ne batem cu pumn din piept Tarzan, nu mai știu care era numele mic al domnului viceprimar, Mi Tarzan, eu nu știu ce, Pug. Ba, gata. Ieri am aflat cu mare bucurie și cu mare mândrie locală, cred că și dumneavoastră la fel, că Publiservul poate să toarne asfalt pe două benzi, nu numai pe una. Și bine. Și bine. Cu mare mândrie. Și am zis, domne, cum se poate? Au închiriat un utilaj. Surpriză! Nu l-au închiriat. Îl aveau. Numai că n-a prea fost folosit. Și atunci nu este etern și fascinant acest oraș? Este. Domnul Bălănescu, astea sunt provocările avem de care puc și n-avem puc, avem patrimoniu și n-avem patrimoniu. Da, dar ce, cel puțin legat de patrimoniu, da, de care ați spus că răspund și nu ați fi vrut să aveți așa nu, ceva. Nu, recunosc. Îmi asum până la capăt prin inventariere. Dar mesajul ferm este că nu se va vinde sau nu se vor face, nu știu, șmecherii din ceea ce este acum și ceea ce gestionez pe viitor. Da? Deci, pentru că, într-adevăr, am văzut anumite lucruri, poate nu sunt subiectul acestei emisiuni, la un moment dat, când voi avea inventarul, voi veni și voi prezenta anumite lucruri. Știm fiecare, nu? Cum s-au mai vândut din centralele termice sau ce s-a mai întâmplat, da. Câte terenuri au fost căzute din domeniul public, trecute în domeniul privat, numai ca să poată fi înstrăinate? Adică, cumva, sunt sigur că veți urmări activitatea, că voi fi inițiator pe astfel de proiecte și cu siguranță că lumea le citește și bine și înțelege. Într-adevăr, cele care nu sunt inventariate automat, vor fi puse pe un proiect de hotărâre pentru a se face, eu știu, documentația cadastrală și a fi intabulate, dar ele vor fi clar cu caracter
public, da? Nu privat, și vă spun foarte ferm că asta e decizia pe care am luat-o. E normal să poți să concesionezi în a dezvolta, dar nu a vinde. Da, știți care este problema? Problema este că acum, noastră, nici să vreți, nu prea mai aveți terenul să le treceți în public, pentru, dacă vreți să mai faceți ceva în oraș. În privat. Deci în privat, pardon. Nici să vreți nu mai aveți că ce să faceți. S-a luat tot, practic, asta vreți să mai spun. Aveți mare lucru. Ei. Domnule, haideți să vedem ce avem și cum gestionăm. Asta, de aici am plecat, nu, la drum, și cumva asta am transmis încă de la început. M-am bucurat să văd că era deja un proiect scris și inițiat și din acea centrală termică dezafectată, acolo va fi o creșă. Ăștia sunt pașii reali și concreți. Într-adevăr. Da? Deci și la momentul ăsta vom ști exact ce avem și cum vom dezvolta ideea punctual. Ideea asta de a face o creșă în zona aceea este foarte bună. Dar nu doar de creșă, că mă scuzați, poate vor fi alte proiecte, absolut. Dar pleci de la situația existentă. Ce facem ai un club să jucăm tenis de masă. Un club pentru persoanele... Un club să jucăm tenis de masă, șac, table și alte lucruri. Orice se poate gândi, dar ideea este să construiești, nu să distrugi și să vinzi. Păi, vă dați seama, prin simplu fapt că ne-am asumat să facem un inventar pe bune a patrimoniului și la un moment dat va fi și public pentru pietreni, pentru cei interesați, vă dați seama că acolo unde există transparență nu se mai pot face prostii. Condiția este să existe transparență. Prin digitalizare și GIS consider că fiecare element va fi pus la locul lui. Eu vă spun că sunt instituții publice și din neamț care pun totul la vedere și nu se vede nimic. Și dacă vreți, vă fac și demonstrație într-o emisiune, stăm cu camera pe calculator și dăm căutare în respectivul site și la căutare nu-ți apare nimic, pentru că e construit de așa natură încât să nu-ți apară. Și toate informațiile sunt în site. Și când te duci și spui, ce, nu, domnule, deci sunt publice. Nici Mafalda nu le găsește. Pentru că sunt făcute în așa fel încât să respecte legea, dar să nu fie niciun fel de deschidere. Dar digitalizarea împreună cu GIS-ul nu poate să facă altceva decât transparență. Așa să este dea Dumnezeu, așa să fie, păi, așa e normal. Va să fi fie o aplicație în care oricine dorește va putea vedea toate, să zic eu, toate, tot patrimoniul orașului. Da. Bun, apropo de patrimoniu, apropo de oraș, vedem că o lucrare sau două lucrări, cea de pe Bistrița și cea de pe Fermelor, produc bulversare în oraș. Ce bulversare va fi când vor începe și coridoarele? Încerc să nu mă gândesc, acum am trăit și am vedea. Dar a trecut un an, eu repet. În campanie, toată lumea, dar toată lumea, dacă a existat un lucru pe care toți au fost de acord, campania de la Piatra Neamț, a fost acela că serviciile oferite populației de societățile municipiului sunt proaste și unele, pe cât de proaste, pe atât de scumpe. Eu aici am o mică îndoială apropo de scump și așa. În momentul în care acum vă întreb după un an de la campanie, cum vedeți serviciile oferite de primărie? Că jumătate sunt în partea la dumneavoastră, jumătate sunt la dumneavoastră. Cum vedeți acum societățile primăriei după un an de administrație? Mă rog, un an de administrație cu întreruperi. Da. Mă rog, puteți dialoga? Eu. Știu. Aici eu știu nu mă că bag. Să zic eu am fost poate puțin mai vocal cu societățile Consiliului Local în campanie, când am venit cu ideea de comasare a societăților Consiliului Local, lucru care se întâmplă. Vreau să vă întreb ceva. Ați început dreptul să faceți studii de drept? Nu. Nu, că nu vreau să vă văd avocatul societăților. Nu. Păi nu. Avocatul diavolului. Mă rog. Și
va urma, să zic eu, aici am intrat cumva, să zic eu, pe tărâmul lui Alin, pentru că este vorba despre locativ și despre parking, care, în primul și în primul rând, vreau să zic eu, să alung suspiciunea aia că se vor privatiza aceste servicii. Garantat nu se vor privatiza, vor rămâne sub umbrela primăriei și a Consiliului Local. Și aici îmi cer scuze și eu pasez colegului. Știm foarte E clar ce fierbinte, nu? nu e fierbinte, domnul Bălănescu. Parcările e un lucru normal într-un municipiu, ca primăria sau sub umbrela primăriei, fie acționarii din primărie sau prin societate reprezentată de Consiliul Local, să gestioneze acest serviciu. Mai mult decât atât, după cum bine știți, cei de la locativ se ocupă de locuințele sociale, locuințele existente la Piatra Neamț. Acolo, la fel, este un număr destul de, nu numărul în sine, cifra 1500, ci numărul lor ca și probleme ce ridică acele locații. Și la fel, e clar că vorbeam de patrimoniu și de inventar, așa și aici am constituit o comisie în care acum verific fiecare detaliu de amplasament, cum sunt, cum arată, ce găsesc efectiv în fiecare. Cine locuiește acolo? De-aia echipa este formată de un reprezentant de la Direcția de Asistență Socială, un reprezentanți de la ONG-uri, un reprezentant de la Poliția Locală, unul de la locativ, da? Și această echipă practic monitorizează acum și inventariază aceste locuințe. Vă dați seama că în momentul în care voi avea clar toate elementele, voi ști exact cum vom sau voi merge în fața colegilor să spun ce buget va trebui să alocăm pentru a aduce servicii mai bune. Apropo, La fel. suntem în septembrie. A început treaba pentru bugetul de anul viitor, ca să-l putem și noi adopta din timp, știți cumva? Păi, prin astfel de acțiuni. Eu Am vă spun înțeles. sincer, discutând clar legat de parking, obiectivul este a unifica parcările, da, publice cu cele de reședință și clar aici lucrăm pe un regulament pe care o să-l prezentăm. Din punctul meu de vedere, prin regulament și prin ceea ce se va implementa atât de la aparate de taxat sau aplicație, e clar că să ai un șir de costuri. La fel cum v-a zis și pe locuințe, pentru că mă uitam în activitatea celor de la locativ, au avut în ultima perioadă, prin birou de, prin, mă rog, prin instanțele de judecată, numeroase dosare în care oamenii au fost efectiv scoși în stradă. Este o problemă socială care trebuie găsite soluții și de aia ne-am Eu întâlnit. vă întreb de ce au fost scoși în stradă. Sunt situații particulare care pot fi analizate. Unii poate au fost răuplatnici și Și ăștia nu-i normal să-i scoți? ba da, dar eu nu mă transform într-o avocată a lor, dar trebuie să privesc în totalitate această dimensiune, pentru că acolo pot să am, nu știu, copii, mame cu copii, adică în Domnul, care domnule Hădoș, aici este foarte important. vreau să vă spun ceva. Este foarte important să mă îngrijesc că nu este un abuz. Dacă lucrurile, Corect. deci ne aliniem la litera legii. Dar mai mult decât atât, pentru că au fost suficiente discuții în spațiu public și în anii trecuți referitor la aceste locuințe și cum au fost ele repartizate sau gestionate. Și atunci, dacă prin astfel de acțiuni înseamnă că acolo s-au interprins și s-au apucat în concret să se facă verificări. Ok, asta este foarte bine, dar vreau să vă spun ceva Mai mult apropo. decât atât, nu vreau să se ajungă la un abuz. Atât. Vreau să vă Deci. spun ceva, că e bine să nu se ajungă la abuzuri, e bine să avem grijă de copii, de așa, dar este bine să avem grijă și de banii primăriei, pentru că în trecut s-au cheltuit, și nu exagerez, zeci de milioane de euro, era să zic sute, zeci de milioane de euro, pentru a asigura niște locuințe sociale unor categorii de oameni care nu aveau așa ceva. Recompensa pentru faptul că li s-au asigurat locuințe a fost distrugerea unui cartier. După aceea a altui mic cartier făcut pentru ei.
nou făcut, construit, distrus și ăla, și după aceea, în altă parte, n-a făcut nimeni o analiză să vadă că de fapt este vorba de 80-90 de persoane care au beneficiat și prima dată, și a doua oară, și a treia oară de aceleași locuințe și au produs pagube grozave, ca să nu folosesc cuvinte de alt tip. Și ei și acum beneficiază de asemenea locuințe și nu au plătit niciodată nimic. Nu doresc să mai întâmple acest lucru. De-aia v-am și spus de aceste comisii. Pentru că mi se pare normal, pe de o parte, imobilul să fie inventariat, să știi exact ce bunuri sunt acolo, pe de altă parte, cine locuiește acolo și cum se îngrijește de acel bun. Pentru că dacă vorbim de asistații sociale, pe de o parte, prin direcția de asistență socială, ei au dosare și primesc, pe de altă parte, stau în locuințe pe care tot municipiul pune la dispoziție, e normal să aduc responsabilitate. De asta vine doar din analiză și din criterii. Absolut, trebuie să și așa exact poți să-i tragi la răspundere. Dar nu cred că până acum s-au pus la aceeași masă. Și asta încerc și asta voi face prin astfel de acțiuni. Practic, nu o să mai ajung nici în situația în care nu li s-au plătit, nu și-au plătit dările, da, facturile, atâta timp cât eu, practic, le ofer o indemnizație. Adică, clar că dacă stabilesc un calendar efectiv de acțiune pe care trebuie să-l urmăresc, nu mai ajung în astfel de situații. Da, câteva mesaje, criticile sunt constructive. Cel mai important este să fie voință de a face treabă pentru Piatra Neamț. Apropo, cred că toți suntem de acord cu asta. Dacă lăsați la latitudinea președinților de asociații, nu văd viabil proiectul, ca și cetățean acestui oraș să beneficieze de aceleași condiții ca și ceilalți locuitori, în care președinții nu-și uită menirea. Foarte sunt bine. Foarte mulți președinți de asociație, da, care nu fac nimic. Păi aici o să spun eu, președinții de asociații sunt aleși de membrii asociației. Atunci locatarii acelei asociații care... Să-și schimbe președinții. Absolut. Mizerile administrației Chitic ies la iveală, patrimoniul orașului a fost făcut praf, va răspunde cineva. Reconstrucția orașului nu se poate face fără deranj și comentarii, de acord. În momentul de față sunt arbori care, datorită creșterii rădăcinilor, ridică pavele și, fără ironie, urmează să ajungă în casa scării sau apartamente. Pom fructifer care produc gem direct pe stradă și asociația nu a luat nicio măsură. Uitați, vedeți, dorințele pietrenilor sunt aceleași dorințe pe care le avem și noi. Adică, prin revitalizarea spațiilor verzi, o parte din pomii fructiferi, cea mai mare parte din pomii fructiferi, vor dispărea, vor fi înlocuiți. Pentru că nimănui nu-i convine ca un corcoduș care fructifică foarte mult, iar în toamnă toate corcodușile cad pe jos și pătează trotuare, străzi. Da, iar un domn conchide, nu va răspunde nimeni. Da, cam astea sunt lucrurile. Există interes pentru genul acesta de emisiuni în care doi oameni vin și încearcă să răspundă cu sinceritate la probleme. Vinerea nu rămâne ziua primăriei? Nu mai rămâne ziua primăriei pentru că am făcut prea multe emisiuni primăria. Dar ne mai gândim. Am înțeles. Ne mai gândim. Poate o mutăm lunea, vedem. Știți ce ar trebui? Știu că o să mă înjure mulți. Ar trebui ca primarul, viceprimarii, responsabilii din primărie, să vină pe rând cu sinceritate totală, știu că asta este greu, și să spună: domnilor, prețul la gunoi este o minciună la Piatra Neamț. A fost o minciună la Piatra Neamț. Prețul la gunoi a fost stabilit așa cum a vrut Gică Contra sau nu știu cine, care a zis: astea sunt prețurile, pe asta faceți contractul. Exact așa s-a întâmplat acum 3 de zile. Eu nu știu, eu zic cum așa, aș vrea. Nici eu nu știu cum, așa am auzit că s-a întâmplat. Și că minciuna aia a generat alte minciuni ca să poți acoperi bugetul. Că acum, noi, ca să putem face buget real, trebuie să facem niște lucruri. Eu vă spun cum, care este, nu știu, să zic eu, bârfa sau zvonul pe care l-am auzit, nu pot să-l probez deocamdată, dar voi face și chestia asta. Acum 3 ani de zile, când a fost încheiat contractul pentru salubrizarea orașului, cineva i-a dat directorului o fițuică
Și a spus, astea sunt prețurile, te descurci cu ele. Apropo de salubritas, cineva vine cu o idee de extindere a obiectului de activitate. Și că, de ce să tăiați copaci și să nu puneți pe cei de la salubritas să culeagă fructele? Se pot face alte chestii din cărcodușă. Nu iese, nu iese. Deci tuică din cărcodușă nu iese. Facem pariu? Nu este de calitate. Domnul Bălănescu, eu înțeleg, comunicarea este soluția pe viitor, cât mai transparentă și cât mai fermă pe fiecare activitate. Practic, oamenii sau noi toți cetățenii, asta ne dorim. Să încheiem cu acest lucru. Am zis că vreau să fac o emisiune cu lucruri bune astăzi. Deci, transparență, sinceritate, atât cât se poate, dar atât cât se poate lucrurile să fie spuse clar și pe înțelesul tuturor. Și atunci lucrurile vor intra într-un făgaș normal. Vă mulțumesc mult pentru participare. Și noi vă mulțumim. Și vă dorim vineri plină de muncă cu arhitecții. Și sâmbătă și duminică. Și duminică la fel. Mă rog, asta este treaba. Și să ne informeze și pe noi cineva când începe asfaltarea pentru tronzonul 2, ca să dăm o știre să nu se circule pe acolo. Vă mulțumim pentru invitație. Vă doresc cele bune, la revedere!